După inundațiile din 12 septembrie, autoritățile competente au luat măsuri pentru a diminua consecințele viitorii. Astfel, Direcția de Sănătate Publică a distribuit către dispensare și primării clorură de var pentru acțiunile de salubrizare a solului, a latrinelor și a fântânilor. A început vaccinarea antitetanică și a fost monitorizată calitatea apei. Măsurile pe care le-a întreprins în această perioadă Direcția de Sănătate Publică au fost: pentru evitarea acestui tip de evenimente de sănătate publică, încă de la primele deplasări ale reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Galați în teritoriile afectate, începând din data de 12 septembrie, s-a distribuit către dispensarele locale și primării clorură de var pentru acțiune de salubrizare a solului, a latrinelor și a fântânilor, cu care să se intervină după retragerea apelor, însoțită de instrucțiuni de reconstituire a soluțiilor clorigene, concentrații și modul de utilizare. A fost cartografiată populația expusă riscului de îmbolnăvire și a început vaccinarea antitetanică. Prioritate la această vaccinare au avut efectivele Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care s-au expus direct prin activitatea de salvare a oamenilor, animalilor și bunurilor. Au fost cartografiate 1434 de persoane și s-au vaccinat de către medicii de familie și personalul Direcției de Sănătate Publică 1000 de persoane, 995 de adulți care aveau ultima doză administrată în urmă cu mai mult de 10 ani și 5 copii care aveau vaccinarea antitetanică incompletă. Bilanțul inundațiilor care au lovit județul Galați luna trecută este devastator. 9 morți, peste 6.000 de persoane evacuate, peste 1.800 de case distruse și 39 de localități afectate.